În cursul lunii iunie acestui an, ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă, prin intermediul AJFM Hunedoara au fost încadrate în muncă 561 de persoane, dintre care 282 sunt femei. Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 307 au peste 45 de ani, 65 de persoane au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 34 au între 30 și 35 de ani, 51 de persoane au între 25 și 30 de ani, iar 104 persoane sunt tineri sub 25 de ani. În baza de date a AJFM Hunedoara s-au înscris în luna iunie acestui an ca persoane în căutarea unui loc de muncă 129 de tineri NEET cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani. În funcție de rezidență, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 408 provin din mediul urban, iar 153 de persoane sunt din mediul rural. Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe au studii liceale, 195, urmate de cele fără studii sau cu studii primare și gimnaziale în număr de 194. Numărul celor care au ca studii școala profesională sau de arte și meserii este de 113, cei cu studii universitare sunt un număr de 45, iar cei cu studii post-liceale sunt 14. Din numărul total de persoane care au fost angajate în luna iunie acestui an prin intermediul AJFM Hunedoara, 49 de persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile.